Da? Așa cum vă spuneam, ne vom focaliza asupra verbului ale și vom începe cu o frază. De fapt, este o întrebare scurtă, bonjour, tu vas bien, care încadrează verbul ale la persoana a doua singular. Verbele din limba franceză sunt întotdeauna însoțite de pronumele subiect, un lucru la fel de important. În cazul acesta, pronumele subiect este tu. Da? Tu. Tu vas. Da? Bonjour, tu vas bien. Cum traducem în limba română această întrebare? Poate să-mi spună cineva dintre voi? Bună ziua! Ce faci? Da, nu e așa că ne traduce cu siguranță cineva, atât dacă ei sunt în continuare pe mute. Andrei, cum traducem bonjour, tu vas bien? Andrei, tu, da. Care e întrebarea? Bonjour, tu vas bien? Bună ziua, m-am curcat. Cât de greu poate fi? Ia să vedem, Albert, tu ce zici? Cum se traduce? Se traduce bună, tu ești bine. E corect, doamna profesoară? Da, este foarte bine. Uh-huh. Cum vă spuneam, pronumele subiecte însoțesc întotdeauna verbul. Așadar, de exemplu, în enunțul Paul va... Nu trebuie să folosim un pronume subiect, deoarece subiectul este Paul, un substantiv, da? Un substantiv propriu. Dar dacă el lipsește din enunț, va trebui să folosim un pronume subiect. Iar în cazul acesta putem să înlocuim subiectul Paul cu pronumele subiect il. Il va. Paul va se traduce în limba română. Paul merge. Il va. Spune cineva? Albert, il va? El merge. Foarte bine. Bun. Mai departe avem conjugarea verbului ale la timpul prezent. Tot cu roșu este scrisă și forma de infinitiv, pentru că vreau să menționez un lucru în legătură cu pronunția acestei forme. Literele E și R de la sfârșit compun sunetul E, așadar pronunția corectă a formei de infinitiv este ale și nu aler. Este greșit să pronunțăm aler, da? Deci atenție la pronunția formei de infinitiv, corect este ale. Verbul ale la timpul prezent are următoarele forme. Je vais, da? Care se traduce în limba română. Eu merg, tu vas, tu mergi, il, elle, on va. El, ea merge și l-am inclus aici și pe on, la care vom reveni puțin mai târziu. Nous allons, noi mergem, vous allez, voi mergeți, il, elle, vont, ei, ele, merg. Așadar, Tudor, poți să repeți verbul ale cu formele? Vezi că ești pe mute, Tudor. Cred că da. Ia să vedem. Je vais. Nu, je vais, cred că a zis. Je vais. Tu vais. Tu vas. Tu vas. Il est va. Nous allons. Nous allons. Foarte bine. Vous allez. Da. Il est vont. Il est le vont. Da? Atenție și la ultima persoană, nu pronunțăm s de la sfârșit. Corect este să pronunțăm il, el, da? Practic, pronunția coincide cu cea de la singular. De la singular, nu? Da. Mm-hmm. Și unde scrie on va, e vorba de neutru? Da, e vorba de pronumele neutru, care este echivalentul lui noi, lui nu, da? Francezii îl folosesc foarte mult pentru că este o formă mai scurtă, da? Mm-hmm. E mai simplu să spunem on va decât nous allons. Dar sensul este identic. Bun, mai vrea cineva să mai citească verbele sau să ni le mai spună? Uite, Bianca vrea. Ia spune, Bianca. Je vais, tu vas, il est long, va, nous allons, vous allez, il est long. Il est long, il est
Bun, bravo, foarte bine. Bun, și așa cum v-am spus, vom repeta și pronumele subiecte. Cine vrea să-mi spună pronumele subiecte? Cine dorește? Poți să le citești tu încă o dată, Mia, te rog? Je, tu, il, el, on, nous, vous, il, elle. Dacă nu vreți voi, mă bag eu, copii. Glumesc. Uite, uite, Andreea, poate vrea Andreea. Andreița? Ia să vedem, psicuță. Eu? Je, tu, il, el, nu, vous, il, el. Bravo, foarte bine. Am văzut că și Bianca mai voia, dar o mai lăsăm puțin acolo pe Biencuța. Și ne uităm, ne uităm. Cred că vrea Elena. Elena, vezi că ești pe mute, Vita. Eu nu știu franceză. Păi și tu n-ai auzit cum se citește je, tu, dacă pot eu să citesc. Uite, mai citește încă cineva și după aceea tu din nou. Da, Carla? Ia zi-ți, psicuța. Stai, Carla, vezi că ești pe mute, cred, că nu te auzim deloc. O, poate ești pe mute sau nu-ți merge microfonul, psicuța mea? Și acolo. Auzim o mamă în fundal, o mămică ce ne încurajează. Mulțumim frumos. Așa. Cred că la tine, Carla, nu merge microfonul iarăși. Nu te auzim, pisule. Lasă că lăsăm pe altcineva și vedem până la urmă ce se întâmplă cu microfonul. Hai zi, Andrei, că văd că ești cu mânța pe sus. Je, tu, il, el, nu. Nous, vous. Nu se aude s-ul până și eu am înțeles. Nu, vous. Vous, il, el. E corect, doamna profesoară? Da, este foarte bine. Bine, acum cred că poate să încerce și Elena. Acum am mai căpătat curaj. Je, tu, il, el, nu, vous, il, el. Foarte bine, eu cred că, adică mă rog, foarte bine din punctul meu de vedere. Doamna profesoară, cum a fost? Foarte bine a fost. Mulțumim! Mai trebuie să precizăm un lucru legat de persoana a doua plural. Acest pronume poate fi folosit atunci când ne referim la mai multe persoane, ca în exemplu, les élèves, vous êtes intelligents, adică tradus în română, elevi, voi sunteți inteligenți, dar poate fi folosit. Poate să desemneze și o singură persoană într-un limbaj formal atunci când vorbim cu o persoană pe care nu o cunoaștem. Ca în exemplu, bonjour madame, vous allez bien? Bună ziua doamnă, ce faceți? Da? Deci, vous poate să desemneze mai multe persoane sau o singură persoană. Și acum vă spuneam și de on, avem aici un exemplu. Salut, Anne et Pierre. Vous allez bien? Oui, on va bien, dar putem spune de asemenea, oui, nous allons bien. Sensul este același. Bun, și avem și câteva întrebări mai departe, da? În care folosim verbul aller. Ar vrea cineva să citească o prima întrebare? Cea cu Anne et Pierre? Nu, la question. Question. Ah. La comand allez-vous? Da. Așa, Albert, salvează-mă să nu mă fac de râs cu pronunția mea. Comand allez-vous? Comand allez-vous? Foarte bine. Și mai avem întrebările comand vas-tu și întrebarea comand ça va, pe care sunt sigură că mulți dintre voi o cunoaște. Ce înseamnă aceste întrebări? Cine ne spune? Ce înseamnă? Albert? Comment allez-vous înseamnă cum vă merge, comment vas-tu înseamnă cum sunteți și comment ça va înseamnă ce faci. Ce faci? Da. Și avem și câteva răspunsuri. Da. Je vais bien. Da? Je vais bien. Ca titlul lecției de astăzi. Cum traducem în limba română? Titlul lecției de astăzi, cum îl traducem?
Albert? Sunt bine. Sunt bine, da? Très bien. Bien merci este răspunsul și o mulțumire, da? Urma de o mulțumire. Tu va bien, care este care are același sens ca très bien și assez bien. Ce înseamnă assez bien? Cum traducem în limba română assez bien? Cine știe? Aproape bine sau destul de bine? Destul de bine, da. Destul de bine. Parcă a zis cineva, nu? Destul de bine. Mai departe avem câteva dialoguri în care aș vrea să identificăm atât pronumele subiecte cât și verboale la timpul prezent. O să încercăm, dacă e posibil, să facem lectura pe roluri. Da. Cine vrea să facă lectura? În afară de Carla Drăguța, care nu poate fi auzită astăzi, dar o să reglementăm noi situația. Uite, Albert și Andrei. Care Andrei? Care, Corcaci sau Andrei H? Corcaci. Ok. Cine începe primul? Albert începe. Bonjour, tu va bien? Oui, je va très bien. Très bien. Et vous, comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Très bien, merci. Bun. Haideți să vedem care sunt pronumele subiecte și verbele din aceste propoziții. În prima propoziție. Ilinca, o să-mi spui, te rog, care este pronumele subiect și verbul? Nu te aud. Verbul... Dacă nu să ne spună altcineva. Ne spună altcineva, dacă... Poți să repeți întrebarea? Te rugăm frumos. Care sunt pronumele subiecte și verbele din aceste propoziții pe care tocmai le-am citit? În prima propoziție, pronumele subiecte este tu, iar verbul este va, da? Tu va. Posibil să am conexiune slabă. Da, da. Bun, haideți să trecem mai departe. Doar noi doi? Păi nu știu, cine mai vrea să citească? Haideți să citească Tudor și Ioana, e ok? Ia să vedem. Tudor, să nu uiți să te scoți tu de pe mute, da? Da. Așa. Așa, și cine începe? Tudor sau Ioana? Hai, începe Tudor. Tudor. Et vous, comment allez-vous? Păi nu, ăsta cred că a fost deja citit în totalitate, nu-i așa? Cred că suntem la... Al doilea. Numele respective. Mia, cum se citesc? Jean-Xavier, ok. Jean-Xavier vont à Londres si weekend. The weekend. Perfect. Ia zi, Ioana. Marie, continuăm lecția așa. Bun. Așa, cine rămăse să se citească? Tudor, e iarăși rândul tău, cred. Elva, Paris, nu?
Elle va à Paris avec Pierre. Ils vont visiter des musées. Mm-hmm. Foarte bine. Quelle chance. Quelle chance. Mm-hmm. Perfect. Păi, am început să fac eu franceză. Deci îmi place atât de mult, se pare, încât am început să mă bag peste voi. Bun. Așa, Mia, este ok? Mia? Da. Citim al treilea? Da, îl citim pe al treilea. Cine-l vrea? Pot eu? Te rog, hai, de Andrei. Asta a fost sigur vocea lui Andrei. Nu, eu. Robert. Ah, lui Robert. Bine, da, Robert. Eu am zis. Robert, cit cu cine? Robert și cu cine? Cu nimeni? O să încep eu? Da, te rog. Citesc eu primul? Da. Bonjour, bonjour Sandy et Isa. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons à la piscine. Aha, ce frumos o fi la piscină acum. Vous allez à quelle piscine? On ne sait pas. Foarte bine, bravo, foarte bine. Bun. Vreți să traducem puțin aceste patru, sau câte au fost? Trei. Aceste trei paragrafe? Da. Încercăm? Da. Hai să vedem. Cine vrea să-l traducă pe primul? Eu știu, uite, Andrei Corcaci vrea. Ia zi, Andrei. Bună ziua. Ziua. Voi faci, tu faci bine? Wow. Ești bine, cred că nu. Ești bine. Da. Ești bine. Mm-hmm. Perfect. Da. Da. Foarte da, bine. Da, eu... Practic, nu trebuie să traducem mot a mot, da? Aici, traducerea este da. Foarte bine. Mm-hmm. E vous, comment allez-vous? Și voi, ce faceți? Și voi, ce faceți? Noi facem bine, mulțumesc. Așa, bravo, foarte bine. Mm-hmm. Da. Hai, altcineva. Cine mai este curajos? Să traducă despre Jean și Javier, sau cum îi spune? Javier. Javier. Xavier. Xavier. Pot eu? Citește S? Da, da. Mulțumesc. Robert. Da, Robert, sigur. Jean și Xavier au plecat la Londra, pleacă la Londra în weekend. Merg la Londra, da? Pentru că verbul ale este la timpul prezent, da? Merg la Londra în acest weekend. Este S, nu? Sau cum se citește? Cum? S. Uh-huh. Se citește rotunjit. S, aha. A, da. Maria? Și Maria ne... Ia unde merge? Merge cu noi. Ia unde merge, da? Da, merge. Da? Ea merge la Paris cu Pierre. O să viziteze muzeele. Da, foarte bine. Ce noroc, da? Ce șans. Da. Ah, deci chiar șans înseamnă ce noroc. Mhm. Bun. Și ultimul? Pe ultimul cine vrea să-l traducă? Ioana? Bună ziua!
Sandy. Da, și Iza. Qu'est-ce que vous faites? Cum traducem în limba română? Qu'est-ce que vous faites? Ce faceți, da? Nous allons à la piscine. Noi mergem la piscină. Da. La piscină. La ce? Piscină, da? Mergeți. O ne se fa? Nu știm. Bun, mai departe avem câteva exerciții, v-am pregătit câteva exerciții cu pronumele subiecte și verbul ale la timpul prezent. În primul exercițiu trebuie să completăm frazele cu pronumele potrivit. Cine îmi citește pronumele subiecte? Pot eu? Da, Robert, sigur. Je, tu, il, nu, vous, el. Bravo! La ce trebuie să ne uităm ca să folosim pronumele subiect corect? La... La ce trebuie să ne uităm? La verb. La verb, foarte la... bine. La verb, da? Bravo! Și hai să vedem. În prima propoziție, cu ce pronume subiect trebuie să completăm? Chaque dimanche. Pot eu să zic? Da. Chaque dimanche, je vends et prédominant. Am promenat. De ce ai folosit je? Ce formă verbală avem în prima propoziție? Haideți să ne uităm un pic la verbul aller. Da? La conjugarea verbului aller la timpul prezent. Forma vom, la ce persoană este? Il. La persoana a treia plurală. Așadar, ce pronume subiect trebuie să alegem? Ce pronume subiect trebuie să alegem? Dintre il. Care il? Acesta de singular? El. Pe el trebuie să alegem. Foarte bine, pe cel de plural, da? Și traducem în limba română, în fiecare dimineață, ele merg să se plimbe, da? Mai departe, hai să vedem. Propoziția următoare. Ideea e că eu nu vă văd pe toți. Și, da. Uite, Andrei Corcaci. Vrei să citești, te rog, a doua propoziție? Da. Ce soar? Da. Soar. Tu vrei... Hai să ne uităm. Forma verbală este de ce persoană? De persoana a doua. Nu este de persoana a doua, este de persoana... a treia. Repetăm. Hai, mai întâi să repetăm verbul ale. Je vais, da? Vedeți, la persoana întâi avem forma je vais, la persoana a doua, tu vas, este un pic diferită, da? La persoana a treia, il, el, va, da? La persoana întâi, plural, nous allons, vous allez și il, el, vont, da? Vedeți, cea mai lungă dintre ele este persoana întâi singular. Este persoana întâi singular. Da? Așa, persoana întâi singular. Je. Foarte bine, je. Je vais au cinema. În această seară merg la cinema. Bun, mai departe, altcineva? Otilia? Prendant le vacances, vous allez à la monographie. À la montagne, da? À la montagne. Pendant les vacances, vous allez à la montagne. Cum traducem în română? În timpul vacanței, voi mergeți la munte. La munte. Da? Altcineva? Eu? Da, Andreea? Il va à l'école en bus. En bus, da.
Il, da? Il. El merge la școală cu autobuzul. Bravo! Hai cineva pentru propoziția următoare. Pot eu? Da. Parfois. Parfois. Nous allons au restaurant. Este bine? Au restaurant, da. Nous allons au restaurant. Bravo, Andrei. Și ultima. Pot eu? Da, Robert, sigur. Tu va o li de bon heur. Heur, da? De bon heur. Tu va. Adică tu mergi la culcare la o oră potrivită. Da? Da. Bun. În exercițiul următor trebuie să completăm cu formele verbale, da? La indicativ prezent. Ale verbului ale. Prima propoziție. În prima propoziție, subiectul este la persoana a treia, plural. Ce formă trebuie să folosim? Care este forma de persoana a treia, plural, a verbului ale? Poate vont. Da, sigur. Vont. Vont, da? Les cigognes vont vers les pays chauds pour l'hiver. Albert, vrei să citești tu a doua propoziție, te rog? Da. Mon oncle. Oncle, da. Va en voyage en avion. En voyage en avion, da? Deci folosim ultima formă, da? Unchiul meu merge în călătorie cu avionul. Bun, da. Altcineva mai departe? Eu. Cine? Eu. Nu știu cine a zis eu. Andreea? Hai, te rog. Andreea? Demain. Je vais chez mes copains pour jouer. Da? Da. Pour jouer. Mâine merg la prietenii mei să mă joc. Da? Altcineva? Pot eu? Da. Avec maman, nous allons au supermarché. Au supermarché, da? Cu mama mergem la supermarket. Da? Foarte bine, Andrei. Doamna, pot eu? Totu? Da. Hai, totu. Tu as de la Charles. Tu as de la Charles, da? Si tu va a Paris. A Paris. Tu mergi la Paris. Da, tu ai noroc dacă mergi la Paris. Da? Și ultima? Ilinca? Sau Otilia? Allez-vous quelquefois chez le dentiste. Mergeți câteodată la dentist? Da? Avem și câteva imagini aici care ne pot ajuta să învățăm mai ușor cuvintele. Da, avem turnul Eiffel. Ce mai avem? Unde se află turnul Eiffel? În Franța. În Franța unde? La Paris. În Franța, la Paris. Da? Bun. Și în următorul exercițiu va trebui la fel să completăm cu verbele ale, însă în continuare vom completa și cu formele de plural ale verbului. Poate? Da. Je vais chez la coiffeur. Nous allons chez la coiffeur. Coiffeur, da? Chez le coiffeur.
Eu merg la coafor, noi mergem la coafor, da? Următoarea, tu vas à la bibliothèque, vous allez à la bibliothèque, da? Tu mergi la bibliotecă, voi mergeți la bibliotecă. Cine o citește pe următoarea? Carla? Sau, nu știu, Andrei? Curdubaia? Da? Il va faire une promenade, elles vont faire une promenade. El va face o plimbare, ele vor face o plimbare. Da, sunt destul de greuțe așa să le facem pe loc, nu-i așa, copii? Da. Cred că mai degrabă lăsăm să ne dea pentru acasă exercițiul acesta. Pentru că a văzut și doamna la ce nivel suntem, să nu fie prea greu și pentru noi. Vreți să-l facem pentru acasă? Da. Suntem în stare sau nu? Da. Eu zic că da. Cine poate să-l facă bine, cine nu, o să-l... Hai să vedem cel puțin la următorul exercițiu dacă reușim să găsim intrusul. Fiecare serie de cuvinte există. Este un intrus. Da, avem... Eu l-am văzut pe primul deja. Și eu. Cine l-a? Haideți să scrie sau cum facem? Scriam în chat. Ia zi tu, care e? Jrei. Nu prea pot să-l citesc. Jrei? Sau cum se citește ăla? Da, jrei, a doua formă. Ce înseamnă jrei? Oare? Irai. Ce înseamnă, doamna profesoară, jireul ăla? Este tot verbale, însă la un alt timp verbal, la timpul viitor. Mi s-a părut, nu e... A, și la al doilea, ia să vedem, că a zis Otilia il von, la al doilea. Il von? Eu nu cred că ăla, eu cred că este singularul pe care trebuie să-l scoatem. Sau nu? Nu, stai, nu. Nu e ăla, stai, că am văzut eu acum care e. Care ziceți voi? E ultimul. La Nus Alion. Ultimul, da, exact, Nus Alion. Mm-hmm. Și acesta este la un alt timp, la imperfect, da? Ah. Ok. Așa, și la ultimul? L-am văzut. Cine l-a mai văzut? Eu. Uitați că și... El ale. Cum se citește tu? Ale, da. El ale. Trebuie să ne dai câte o bulină cu zâmbet pentru că a înghicit. Cel puțin virtual. Bun. Da. Și facem numerele data viitoare? Da, facem numerele data viitoare.